fața Domnului și bine ați venit la închinare. S-a spus atunci când ne-am mutat în biserica aceasta că programele din sabat după amiază vor fi un pic mai altfel. Așa că ați venit la un program un pic mai altfel. Într-adevăr, este sfârșitul săptămânii de rugăciune și dorim să-l sărbătorim într-un mod special. În fața dumneavoastră aveți grupa de companion, în dreapta și în stânga mea, pe primul rând. Dar sunt sigur că ați observat că printre noi sunt și musafiri. Și nu sunt musafirii care vin și pleacă și zâmbesc și se bucură, ci sunt musafirii care vin și se implică și pun mâna și mută un scaun și mai trec pe la grupe să vadă dacă totul merge ok și mai spune, uite, aici trebuie să cânți așa, aici trebuie să cânți altfel. Dacă vă întreb, dacă ați văzut persoane de genul ăsta, sabatul acesta împreună cu noi, ați ști să mi-i arătați? Da. Da? Dar îi cunoașteți cine sunt? Nu prea. Aș vrea să vă invit să vă ridicați un pic, ca să vă vadă toată lumea. Vreau să vă prezint pe Mari și pe Gusti. Nu contează numele de familie sau numele întreg, pentru că toată lumea îi cunoaște ca Mari și Gusti. Luați loc, acum am mult de spus. Pe Mari și pe Gusti i-am cunoscut când eram și eu probabil de vârsta companionilor și probabil că pe vremea când companionii încă nu se născuseră. E foarte mult de atunci, însă de atunci și până acum, chiar dacă eu și alții din grupul în care am început ne-am dus, ne-am mutat peste tot, ei au rămas pe loc. Și care este locul acela? Locul pe care l-au avut de la început și continuă să-l aibă cu o implicare deosebită, este lucrarea cu departamentele de tineret, în special licurici, exploratori, companie. Au acceptat invitația de a fi weekendul acesta împreună cu noi, ca să ne mai dea un impuls, să se apropie un sfârșit de an, și vrem ca deja să ne luăm elan pentru anul care vine, ca să ne simțim inspirați și însuflețiți. Urmează să avem mai multe întâlniri cu ei mâine, pentru instruire, pentru sfaturi, pentru încurajări. Dar astăzi sunt în mijlocul nostru pentru ceva special. Dacă doriți să știți mai multe despre ei, să știți că sunt foarte prietenoși. Și vă stau la dispoziție, mai ales dacă doriți să lucrați cu tineri. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că sunteți aici împreună cu noi. Și de acum nu mai sunteți musafiri, sunteți de aici. Poate că v-ați întrebat, mulți dintre dumneavoastră, ce fac companioni când se întâlnesc ei? De ce trebuie să se întâlnească o dată la două săptămâni sau pe fiecare săptămână? Cine sunt companioni? După cum ați văzut aici în față, predomină culoarea albastră la ei. Companionii sunt foarte bine organizați. Și întâlnirile care le fac, nu le fac așa doar de dragul de a se întâlni. În anul care a trecut, companiile au avut întâlniri regulate. Ne întâlneam o dată la două săptămâni. Activitățile care s-au desfășurat la aceste întâlniri au avut în principal, la bază, o programă specială pentru companie. Această programă este foarte importantă și este foarte bine structurată de oameni din biserica noastră care lucrează cu tineretul, oameni care sunt specializați în psihologia copilului și este împărțită în trei mari capitole. Prima parte este autocunoaștere și dezvoltare personală. La vârsta adolescenței, de multe ori se întreabă ce aș putea eu să fac? Sau oare eu știu să fac lucrul acesta? De exemplu, astăzi am descoperit o voce care poate nici el nu știa cu are persoana respectivă. O voce foarte bună.
La acest capitol am făcut diferite teste de autocunoaștere, dezvoltare și de descoperire a anumitor capacități sau talente pe care le are fiecare. Un alt capitol important este cunoașterea interpersonală și dezvoltarea relațiilor. Noi nu doar că ne cunoaștem pe noi, ne descoperim pe noi, dar în același timp învățăm să relaționăm și cu cei care sunt în jurul nostru. Și un al treilea capitol, o a treia subîmpărțire și foarte importantă, este cunoașterea lui Dumnezeu și misiunea. Nu ar fi complet dacă ne-am cunoaște pe noi, am cunoaște oamenii, am cunoaște pe Dumnezeu, dacă n-am învățat să facem și misiune. Pe lângă aceste activități, anul acesta am mai participat la câteva serate, ne-am întâlnit prin parc, am avut două campuri și am învățat multe lucruri, iar aș vrea să țin, intenționez să spun, că acești companii pe care vedeți aici în față au crescut foarte mult. De când i-am cunoscut eu. Au crescut și în înălțime, dar au crescut în caracter și în cunoaștere. Sunt foarte bucuros că Dumnezeu ne-a dat această posibilitate să slujim și să lucrăm cu ei. Cu această ocazie, țin să le mulțumesc în mod special părinților. Știu că de multe ori poate au făcut sacrificii. Au insistat de companiunii noștri ca să meargă la întâlniri, să ajungă la timp. Au făcut poate sacrificii să ajungă într-un camp. Și vreau să vă mulțumesc. Și sunt sigur și contez pe dumneavoastră că și în anul care va urma o să aveți sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! M-am bucurat foarte mult când ajungând aici. Am aflat că există o grupă atât de frumoasă de companie. Însă, aș vrea să le spun ceva și lor și dumneavoastră. Să știți că nu sunt singuri. Nu există companion doar aici, la Bruxelles. Familia companionilor este foarte, foarte mare. Există mulți companioni în România, care abia așteaptă să vă cunoască. Dar există mulți companioni și în Statele Unite, și în Brazilia, și în alte părți din Europa. Noi ne bucurăm să vă spunem bine ați venit în marea familie Compa și vouă. Și să vă spunem că este o vârstă în care puteți să folosiți o trambulină pentru a merge mai departe, pentru a vă găsi drumul, atât în viața personală, cât și în viața bisericii. Este vârsta la care vă încurajez să slujiți celor de lângă voi, oamenilor pe care îi cunoașteți și care vă așteaptă cu tot entuziasmul vostru și cu toată bucuria voastră. Aș vrea să vă povestesc cât de important este să înveți să slujești la această vârstă, vorbindu-vă despre două persoane pe care le-ați cunoscut foarte bine, pentru că au fost în vizită aici acum două săptămâni. Este vorba de Luiza și Claudiu Stilton, pe care noi îi știm la fel de mici copii și care au ales la vârsta voastră să se implice, să facă tot ceea ce știu ei mai bine pentru ceilalți. Așa că Luiza a zis, am un dar din partea lui Dumnezeu și vreau să-l pun în slujba lui Dumnezeu. Și așa Luiza s-a hotărât să îi dărească lui Dumnezeu vocea ei. Și astfel ne bucurăm cu toții astăzi de lucrul acesta minunat. Iar Claudiul stă foarte bine la capitolul organizare, orientare. Și lucrul acesta îi folosește astăzi foarte mult, pentru că l-a ajutat să-și găsească un job foarte bine plătit, dar în același timp să fie un sprijin și pentru lucrarea pe care Luiza o face. Și asta s-a întâmplat pentru că ei s-au implicat la vârsta voastră, au ales să slujească, să facă parte dintr-o grupă
și să-i dăvească Domnului toți talanții pe care ei au primit. Cred că ați cunoscut-o sabatul acum două întâlniri și pe Romeo din Batesban, Cristal Quartet, da? Al cărei soție a fost în aceeași grupă de companie, ne-a crescut împreună și iată sunt în biserică și iată ce am realizat, da? Sunt realizat pe plan profesional, pe plan familial, pe plan spirituală a slujirii pentru semeni. Și v-aș îndemna și pe voi, dragi companioni, să nu vă fiți aici. Creșterea n-a ajuns aici, deși instructorul vostru vă iubește foarte mult și zice, ați crescut foarte mult. Nu vă fiți aici, mai aveți. Vorbea Andreea despre faptul că acum cu mulți ani am stat repede să fac un calcul și, dragi companioni, pot să vă spun că suntem în luna noiembrie, aproape decembrie. Acum 15 ani, ar putea să spun că în România, acum 15 ani, a demarat în mod oficial programul pentru companion. Așa că pot să vă spun în mod oficial la mulți ani. Este ziua voastră. Dar acest program nu a pornit din România. Acest program se desfășoară în multe uniuni și diviziuni ale Bisericii Adventiste Mondiale. Și este foarte bine promovat și face parte din programul Departamentului de Tinere pentru a ajuta pe tine de vârsta aceasta și a le primi nevoile alături de un instructor cu valori. Am câteva foi ca să înțelegem poate mai concret ce ar putea însemna programul de companion în cadrul Departamentului de Tinere. Gândiți-vă că sunt la vârsta mică și mama deja nu mai este personajul meu de care tot timpul țin de mână. Și poate că sunt la Licurici. A fost bine la Licurici, am o grupă, după care a trecut programul de explorator. Deja părinții nu mai știu ei care e treaba și am un super valoros pe care îl iubesc și merg la biserică pentru că e un model pentru mine. Dar dacă nu mai este nimic la vârsta aceasta, e destul de grav, pentru care trebuie să existe un program. Și vă flutur în față o coală albastră pentru că reflectă culoarea albastră a eșarfei de companion. Trebuie să existe acest program fără de care ar exista un mare gol. Dar nu vă opriți aici pentru că în continuare trebuie să rămâneți alături de Hristos. Ați luat l-a luat de mână pe Dumnezeu și urmează un program complex de slujire pentru tinere. Iar acestea nu sunt doar niște puncte, ci acesta este un program complex care cuprinde o creștere, le pun așa să zicem, de la vârsta de primară până la vârsta de adult, așa fel încât toate aceste lucruri să fie, să ofere o continuitate a programelor, iar companionii să fie într-adevăr bine încadrați în cadrul acestei continuități educaționale pe care Biserica Adventistă, atât din la dumneavoastră, din zonă, cât din Biserica Adventistă Mondială, să oferă o educație constantă și continuă copiilor și tinerilor care cresc atât de frumos la noi în biserică. Vă felicit că sunteți aici în biserică, vă felicit că aveți instructori, pastori și părinți atât de iubitori. Vă încurajez să rămâneți la companioni și să continuați să creșteți. Amin. Iar am ajuns să fiu nu mirele, nu mireasa, ci prietenul mirelui. Adică omul din umbră, pentru că dau și oameni înapoi și mi-aduc aminte când Gusti venea pentru instruire. Și când îl puneam să aprindă focul cu un chibrit. Dacă vă uitați, nu se face. Okay. Niște sentimente și o mică amintire. Țin minte când, pe la vârsta lor, așa puțin mai mare, fratele Ionel, așa cum obișnuim să-i spunem, fratele Lascu, mi-a oferit încredere și a zis, eu cred că tu poți să faci treaba asta. Și deși am zis că nu pot să îndeplinesc acel lucru, m-a lăsat, mi-a dat posibilitatea să-l fac și atunci când a fost momentul cel greu, a venit cu haina alături ca lucrul respectiv să reușească și să
să reușesc. A fost tot timpul aproape, deși nu o să-l vedeți aproape pe frate Lascu, să știți că este aproape de voi în orice împrejurare. Și vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Mersi, Gusti. L-am cunoscut pe Gusti bine, în perioada când am slujit în România. Conferința Oltenia l-a chemat să fie tehnicianul pe linie de tineret al conferinței și de atunci îl întrebam câți președinți și câți lideri de tineret ai schimbat. S-au dus vreo 3 președinți, vreo 3 directori de tineret. El a rămas să producă materiale, să viziteze, să încurajeze, să fie în tabere, să meargă în tabere internaționale, în camporee, să se instruiască, să fie un reper în țară. L-am invitat să vină, mă bucur că ați venit și au venit cu un hart de aproape un tera de materiale, de resurse și cu o geantă plină de cărți și de reviste, de materiale pentru licurici, pentru exploratori, pentru companioni. Mâine urmează să avem o întâlnire cu instructorii și să distribuim aceste materiale, să punem întrebări și să fim împovestiți. Materialul sau programul din această după-amiază continuă și ajungem și la momentul de rugăciune, dar eram dator cu ceva și aș vrea să spun că o frumoasă surpriză pe care am primit-o în conferința Oltenia a fost ca într-o zi să fiu invitat și nu știam pentru ce. Eu eram instructor, explor la data aceea și un pastor misionar. Am fost invitat de cei pe care eu i-am instruit și i-am chemat să lucreze la explorator sau printre care era Gusti și directorul de tineret la TV Daniel Delcea. M-au chemat și mi-a spus, frate Ionel, purtăm o recunoaștere deosebită pentru dumneavoastră, v-am chemat să vă investim Master Guide. Și Gusti mi-a pus cravata de Master Guide. Nu știu câți ani sunt de atunci, el e cu evidențele, are toată documentația, dar sunt ceva ani de atunci, vor fi vreo 14 ani. Și de atunci am purtat cu plăcere la întâlniri cravata aceasta de Master Guide, o persoană care a iubit și iubește să lucreze cu tinerii în timpul pe care l-are. Astăzi, în fața bisericii și în fața companionilor, aș dori să invit și eu doi lideri și avem pregătite, să zic, echipamentul de investire și pentru ceilalți lideri care nu sunt astăzi prezenți cu noi, pentru cei de la Exploratori. Dar astăzi invit pe Gabriel și pe Andreea să vină aici lângă mine, pentru că aș vrea ca noi, cei trei Master Guides în Biserica Adventistă, să recunoaștem dedicarea lor și slujirea lor pentru lucrarea cu tinerii și mai ales pentru companionii pe care i-au instruit în ultimul timp. I-am văzut și organizând tabere, i-am văzut și stând pe la două noapte, au stat azi noapte, până la două dimineața au stat să pregătească materiale, să fie totul ok astăzi. Consider că este o chemare la slujire. Nu este până la urmă un merit, ci ți se dă mai mult, ți se cere mai mult. Astfel dorim să vă dăm mai mult, ca să vi se ceară și mai mult. Vă recomand, ca fiind pregătiți și calificați, să purtați titlul de Master Guide în Biserica Adventistă și în slujirea cu tineret. Predau această lucrare lui Gusti. Funcția de Master Guide este cel mai înalt grad al slujirii pentru copii și tineret în Biserica Adventistă Mondială. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru angajamentul, pentru ce au făcut și ce vor mai face de acum înainte. V-aș invita să salutați și să repetați după mine angajamentul pentru... Prin harul lui Dumnezeu, mă angajez să-i însoțesc pe copii și pe tine, pe drumul lor spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru Hristos. Din inimă. Aș vrea acum să vă mânăm
ceva pentru cei care sunteți mai noi în biserică. Gusti deține, probabil că este singurul lider de tinere din țară care deține în arhiva lui un document din perioada interbelică, adică înainte de al doilea război mondial, înainte de comuniști, în perioada în care Biserica Adventistă era foarte prosperă în România. Probabil că aveți materiale de arhivă foarte vechi. În materialele acelea de arhivă, într-una din reviste, a găsit lucrarea cu exploratorii în România, în perioada interbelică. Manualul juniorului, în care era și cravata prezentă și toate activitățile care astăzi sunt noi, pentru mulți dintre noi în biserică, și noi poate zicem, au luat și ei de la comuniști sau... Nu, era înainte de a fi fost flaga roșie peste România, tinerii erau foarte bine organizați în România. Andreea, în baza angajamentului de curs, te învățesc master. Gabriel, în baza angajamentului pe care l-ai depus, te investesc master plan. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Că nu am terminat. Mai avem o surpriză și pentru dumneavoastră și pentru companiile. Am să citesc câteva nume și rog să vin aici în spatele meu. Avram Albert Edward. Boteanu Lidia. Boteanu Rahela. Dretachis Liviu. Rașcul Raluca, Matescu Jennifer, Oncea Denisa, Burcă Michael și Covaci Denis. Aceștia sunt companionii, o mare parte din ei sunt care anul trecut au trecut de la exploratori la companioni. Cei care sunt mai mari deja au fost învestiți și după un an de activități, un an în care ne-am bucurat, un an în care am învățat, astăzi a venit și timpul lor. Timpul vostru este să vă alăturați cu prietenul voștri companioni și pentru că ceea ce faceți voi acum nu este doar așa pentru voi, îl faceți pentru Dumnezeu și pentru prietenii voștri, pentru părinții voștri. Ei dau seama că e un angajament serios și invit să ne ridicăm cu toții în picioare pentru angajamentul pe care acestea vă invit să puneți mâna și să repetați după mine. Eu prin harul Dumnezeu, prin harul Dumnezeu, voi fi alături de prietenii mei companioni, voi fi alături de prietenii mei companioni, pentru a-i ajuta pe cei nevoie, pentru a-i ajuta pe cei nevoie. Voi privi mereu la Hristos, voi privi mereu la Hristos, pentru a-mi forma un caracter demn de împărăția sa, pentru a-mi forma un caracter demn de împărăția sa. Pentru Hristos, Divinul. Invit acum liderilor companioni pentru a le mâna eșarfele de companioni. Mulțumim asistenței, puteți să vă rog.
plăcute ochiilor tăi, dar nu uita, nu uita, că te va chema Dumnezeu la judecata sa, dar nu uita, nu uita, că te va chema Dumnezeu la judecata sa. Bucură!
primit acum cravata. Vreți să puteți lua loc? Denis, pe baza angajamentului depus, te investesc companie. Pentru Hristos? Pe baza angajamentului depus, te investesc companie. Pentru Hristos? Nine. Who died?
în fața regelui dreptății, când Daniel cel scump și prea iubit, schimbând fără să vrea culoarea vieții, căzut fricoșat și întremenit. Ce simți când îți vorbește glasul său ca vuietul oceanelor întinse, când se arată dinsul purpubeu de taine al străvechii apocalipse? Pădește-ți pașii când te duci la templu și am jertfă sfântă, înțeleaptă, tăcere, ascultare și exemplu de dragoste, de pace și de fapte. Nici vitele nu trebuie să pască în locul închinat lui Dumnezeu, cu mult mai mult în casa împărătească să fie stăpânit copilul tău. Să fii curat la trup și intenții, să vii să asculți, nu doar ca să vorbești. De câte ori te rogi, fără pretenții, pentru a ieși slujbe, slujbe interești. Și să nu întârzi la ceasul rugăciunii, să fii atent și foarte serios. Nu te grăbi să pleci înapoi, ca unii ce nu se simt în pace. Smeriți-vă genunchiul cu tot greul. Respectul mai adânc găsește loc. Nu stați înțepeniți ca fariseul, căci rugăciunea nu-i un fel de joc. Ia-ți hotărâri să-ți potrivești dieta ca Domnul să te ajute să mai crești. Învață astăzi chiar și eticheta sfințeniei din curțile cerești. Iar dacă ești chemat ca să vorbești, să aduci o hrană sfântă și curată, cu har și adevăr să o pregătești, cu gust de înțelepciune și sărată. Să nu fii fără scop la adunare, să nu pleci fără țintă înapoi, ci să cinstești solia salvatoare ca să rezești în ziua de apoi. Amin. Amin. Ce ar trebui de făcut pentru ca săptămâna de rugăciune să nu fie o rutină? Cei care s-au depărtat de Dumnezeu, cât și pentru cei care sunt descurajați. Și atunci când este un sfert, ca să te rogi pentru altul, să slujești altora, deci atunci, într-adevăr, nu e. Mulțumim! E un răspuns bun. Ca cineva? Altă idee? Una ar fi să se spună experiențele
răspunsurile dacă există în cursul săptămânii de rugăciune, la rugăciuni, sau experiențele despre rugăciuni, despre săptămâna de rugăciuni, despre persoanele de Mi-aduc aminte că la tema asta s-a vorbit despre Sodoma și se prezenta în material faptul că această atât de nepăsare în fapt lipsă de preocupare pentru nevoile oamenilor, găsim în Ezechiel aceasta, a făcut ca Sodoma să acumuleze păcate și mai grele și cele din urmă să piară dintre cetățile care au fost luate pe pământul acesta. În ce situații ne poate duce o atâta de nepăsare să devenim ca cei din Sodoma? Sau să devenim ca cei din Sodoma? Vă stați de răspuns. Mulțumesc de răspuns și răspunsul corect. Metoda pe care ar trebui să o urmăm și noi este aceea de a-i căuta pe oameni, de a ne amesteca printre ei, de a vedea care sunt nevoile lor și a căuta să le împlinim, de a cere ajutorul lui Dumnezeu ca să putem să sprijinim în problemele pe care le au. Și atunci când i-am învățat despre Hristos, când am răspuns nevoilor lor de ordin fizic, material, atunci putem să le spunem, putem să urmați pe Hristos. Poate sunt și alte păreri. Mai sunt și alte păreri? Dacă nu, mulțumesc. Aș vrea să sper că nu mă lasă inima. Toți știți să răspundeți, fiți mai curajoși. Domnul Iisus nu aștepta ca oamenii să se ducă la El, ci se ducea El la oameni. E adevărat sau nu? Ok, e drept că răspunsul ăsta ne condamnă, ne acuză, dar trebuie să învățăm din săptămâna de rugăciune. Bună ziua! Sau mă duc la muncă, cam asta ar fi. Fac ceva, că nu stau și dorm în biserică. Deci,
de ajuns să mă trezesc. Mă punea să mai fac ceva. Adică alergam, dacă era zăpadă, ne dădea și cu zăpadă pe față. Dacă nu apucam să dau bocanci, ieșeam la înviorare fără bocanci. În Biserica lui Hristos, dacă n-a pus să-ți însușești acel caracter al Domnului Iisus, nu este o înviorare. Iar reforma, cred că e altceva decât ceea ce avem noi acum. Aminteam fratele pastor că e ceva care ne condamnă. Cred că trebuie să punem punctul pe ei. Înviorare nu înseamnă asta aici. Înviorare nu înseamnă a face programe pompoase ca să invităm oamenii la noi. Înviorare înseamnă a ieși afară, a merge la oameni. Iar reforma, atunci când merg la om și mă întreabă omul unde e Hristosul ăsta pe care îmi vorbești tu, să-i pot spune, uite-te la mine. Până atunci e folie. Am dorit ca să avem copii credincioși, copii... Este foarte cunoscută. De data asta o cântăm noi. La sfârșit o vom cânta împreună. După care continuăm recapitularea, așa că cât timp noi cântăm, adunați-vă gândurile ca la ultima parte să terminăm în forță.
Pacea Domnului! Pacea Domnului! Invit ca două persoane din sală să-mi citească 1 Tesaloniceni 5 cu 16 și până și 18. La 18. La 18, iar altă persoană 1 Tesaloniceni 5 cu 23 și 24. Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16 la 18. De fapt, acestea sunt cele trei remedii pentru o atitudine pozitivă. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Domnul Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce vă chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Amin. Mulțumesc. Acum Raluca pauză, să comentez un pic aici. Aș vrea să vă spun că noi uneori confundăm emoțiile cu bucuria. Ai o stare emotivă și, într-adevăr, te simți bine, dar după aceea te întorci iar la parcă ai băut zeamă de lămâie, cum spuneam într-o seară, da? Aș vrea să vă spun că bucuria este ceva care vine de la Dumnezeu. Știți ce se spune despre zilele creațiunii? Că toți fiii lui Dumnezeu resăltau de bucurie. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, de la credincioși, pentru că avem un Dumnezeu viu, pentru că avem un Dumnezeu care nu ne înșală, pentru că avem un Dumnezeu care ne-a pregătit un viitor și o nădejde, pentru că ține cuvânt, pentru că este un Dumnezeu care vine și nu tace. Ar trebui să avem o atitudine de bucurie, de oameni împliniți. Aceasta este pentru mine bucuria. Un om împlinit, un om la care ce să mai adaugi? Mai mult decât veșnicia, ce aș mai putea adăuga la viața mea? Mai poți să pui ceva la viață mai mult decât veșnicia? Mai mult decât Dumnezeu, care m-a răscumpărat, care m-a înfiat, ce ar putea să fie mai mult? Și atunci, de ce să fiu un om care să mă plâng? Un om care să manifeste nemulțumire, neîncredere, un om care să nu găsesc motive să mă rog și așa mai departe. Vedeți că ele sunt într-o înlănțuire. O atitudine de bucurie te aduce înaintea Creatorului, înaintea lui Dumnezeu, te coboară pe genunchi, să-i spui lui Dumnezeu că îl iubești, că vrei să-l urmezi și că vrei să-l vezi când va veni în glorie și cu slavă. Și de aici decurge apoi și o stare de om mulțumit. De om care n-ai să-i spui lui Dumnezeu decât, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat, pentru că nu mi-ai dat. Era o soră care de două ori a luat cuvântul în întâlnirile noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce nu ne-a dat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru rugăciunile pe care, spunea dânsa, nu le-a ascultat. Pentru că în înțelepciunea lui știe, cunoaște sfârșitul de la început. Frații mei, nu știu cum să vă spun, dar trebuie să ne bucurăm mult de faptul că suntem prinși în năvodul acesta al Evangheliei. Este un motiv de maximă bucurie. Ar trebui să ne bucurăm de așa fel încât oamenii să se întrebe, mă, ce-i cu ăsta? Nu-i pe treaba lui? Adică bucuria mea să fie așa încât să creeze interesul și întrebările oamenilor, da? Tu nu vezi că nu mai merge nimic? Tu nu vezi că
n-ai ieșit omul pe care l-ai votat, tu nu vezi că nu ți ajunge salariul, tu nu vezi că... Nu, eu văd altceva. Eu văd că zilele acestui pământ se sfârșesc și că vine veșnicia. Spunea un predicator american pe vremuri, vorba aceasta a fost dusă în toată lumea, veștile rele, cine știe cum spune, sunt vești bune pentru copiii lui Dumnezeu. Și atunci eu mă bucur, îi mulțumesc lui Dumnezeu și manifest în jurul meu aceste atitudini care poate să însemneze sănătate pe toate planurile. Amin. Ca să nu avem pauze prea mari, Larisa, am găsit răspunsul aici. Pentru că unii ne judecă, voi nu predicați întreita solie îngerească. Biserica nu face, nu face lucrarea lui Dumnezeu. N-ați auzit oameni care ne judecă? Fraților, întreita solie îngerească, întreita solie îngerească. De parcă n-am ști ce e aia, trebuie să o găsim pe undeva ca să putem face, să putem practica. Auziți? Nu este un adevăr nou. Haideți să iau mai de sus ca să cadă bine în context. Adventiștii respectă diferitele credințe religioase care se bazează pe Biblie. Însă mai mult decât atât, noi ca adventiști de ziua șaptea credem că mesajul nostru, întrăita solie îngerească, este mesajul lui Dumnezeu pentru acest moment crucial din istorie. Și acum se naște întrebarea. Și care-i mesajul sau care-i întreita solie îngerească? Noi credem că Dumnezeu i-a chemat pe adventiști să împărtășească acest adevăr. Care adevăr? Nu este un adevăr nou, el a fost crezut și a fost pus în practică de oameni credincioși de-a lungul veacurilor, de la Geneza la Apocalipsa. Adventiștii sunt chemați să-i aducă pe oameni înapoi la adevărurile care au fost pierdute, ignorate sau atacate de-a lungul veacurilor. Adventistul este chemat să fie dregător de sfături, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Cât e clar pentru toată lumea. Să predicăm întreita solie îngerească, adică ce? Chemarea la pocăință. Chemarea la acele lucruri care nu se mai țin, care nu se mai practică, care nu mai au vreo valoare în creștinism și în lumea întreagă. Trebuie să le spunem că ele sunt dintotdeauna, au rămas întotdeauna și vor dăinui întotdeauna. Amin. Bun. În primul rând vreau să știu câți dintre voi ați fost în seara la biserică. Despre ce a fost vorba? Despre cine a fost vorba? Întrebare pentru companie? Nu, pentru toți. Da, în toată lumea. Ați fost la biserică, nu? Ce ați făcut? A fost vorba despre Zacheu. Știți povestea, nu? Da, cu toți știm. Bun, dacă a fost vorba despre Zacheu, atunci conform cu învățătura Domnului Iisus, ce ar trebui să manifestăm noi față de oameni în așa fel încât aceasta să producă schimbarea lor? De ce să schimbați Zacheu? Când Zacheu a vrut să... Zacheu de ce a intrat în... De ce a...
s-a urcat într-un pom. Păi da, că s-a luat numai bine. Dar atunci, cine? El l-a văzut prima dată pe Iisus Hristos sau Iisus Hristos pe el? Așa, știți să răspundeți, mulțumesc. Și atunci, dacă a intrat la el, atunci, ca să intre, a intrat Iisus Hristos la el, da? Și atunci a stat, a intrat la el și Zacheu s-a schimbat. Atunci, atunci dacă ne uităm la întrebarea ta, aceasta, cum ar trebui noi să ne comportăm cu oameni? Ar trebui să așteptăm noi să vină oamenii la biserică sau ar trebui noi să-i aducem? Cred că Domnul Iisus a acordat valoarea pe care, de fapt, pe care o avea Zacheu și nu era atribuită. Zacheu lucra pentru cine lucra. Era socotit de noroc ca fiind vrăjmașul, nu ca fiind cel care slujește poporul. Iar Mântuitorul îi acordă valoarea și atenția pe care o merită fiecare om. Ce ar trebui să manifestăm noi față de oameni în așa cât să se producă o schimbare? Să le acordăm atenție, să le acordăm valoare, să ne comportăm față de ei exact la valoarea pe care o are omul. De multe ori facem discriminare. El este sau celălalt, poziție socială sau. Nu cred că ar trebui să facem lucrul acesta. Mă refer la discriminare. Și Domnul Hristos nu a făcut discriminare. Cum l-a privit pe Zacheu, a privit-o și pe Maria Magdalena și a privit și pe ucenici, și pe Simeon, și pe Natanael, și pe Nicodim, și pe toți învățați. Deci pentru Domnul Hristos, oamenii erau la aceeași înălțime, aceeași valoare. Cred că, personal, cred că aceasta modul în care trebuie să ne raportăm. Mulțumesc. Deci, un alt lucru important din această relatare cu Zacheu este faptul că el rămâne uimit pentru că Domnul Iisus Hristos îl cheamă pe nume. Și spune Zacheu, dă-te jos din pom. Ce putem noi să învățăm din aceasta, conform cu învățătorile Domnului Iisus Hristos, este posibil ca eu să nu aduc oameni la Domnul Iisus Hristos, să am o atitudine așa cum Dumnezeu nu vrea. Dar, de multe ori, mă interpun între acele persoane care vrea să vină la Domnul Iisus Hristos și sunt blocate de mine. Pentru că observăm mulțimea împiedicat pe acest om micuț de statură să ajungă la Domnul Iisus Hristos, iar el găsește posibilitatea. Să ne dăm seama în acest timp atât de important, când noi trebuie să fim lumini pentru lumea ce ne înconjoară și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o atitudine și o viață cu adevărat de un creștin adevărat în care oamenii să poată să urmeze calea spre ceruri. Apostolul Pavel spunea că călcați pe urmele mele. Nu știu dacă am avea curajul cei care suntem aici, sau dacă aș avea curajul personal să spun lucrul acesta. Bun, mulțumesc. Deci, ca să facem o concluzie, ca să vină oamenii, ca să putem să schimbăm noi oamenii, noi trebuie să fim exemplu pentru ei. Iar atunci, dacă noi o să fim exemplu, atunci noi trebuie să le oferim dragoste și atunci o să vadă că dacă noi le oferim dragoste, ei să caute, oamenii niciodată nu o să refuze dragoste. Amin. Și piatra este tare, dar tot până la urmă, dacă o arunci, tot se spate, nu? Așa că, dacă noi le dăm dragoste și dacă noi le arătăm dragoste, ei o să caute dragoste și o să vină la biserică. Și așa o să poate să se schimbe și ei. Amin. Amin. Să le răspundeți și celorlalți care să vină așa. Vă salut și eu cu pacea Domnului. Și vă voi prezenta într-un fel studiu care a avut loc
azi dimineață, deci e un mic de să vă dacă ați fost și atenți. În primul rând, aș vrea ca fratele Victor să nu răspundă la întrebarea aceasta, fiindcă el însuși și-a prezentat tema și să lase locul la ceilalți. Mersi mult. Care cuvânt din textul acesta lipsește? Dacă s-ar aloca mai puțin timp... Exact. Deci, dacă s-ar aloca mai puțin timp predicării și ar fi petrecut mai mult timp în lucrarea personală, atunci s-ar vedea rezultate mai mari. Acum, a doua întrebare, și puteți răspunde și dumneavoastră. Cum putem noi să facem aceasta? Am citit o carte scrisă de o femeie, o cheamă Elena White, și spune, vizează direct o categorie de oameni din biserica noastră, spune că dacă pastorii și-ar ocupa timp mai puțin cu predicarea, și-ar face proiecte misionare, ar grăbi venirea Mântuitorului. Acum, cum ar putea face pastorul lucrul acesta? Pentru că el, dacă nu vine și nu predică, eu fac scrisoare să-l dau afară, să schimb să vină altul. Cred că predicarea ne privește pe toți. Adică, în loc de a veni la biserică să ascult o predică, să fiu eu o predică pentru cel de lângă mine. Îmi pare rău, dar spunea fratele pastor de întreita solie îngerească și de faptul că noi trebuie să ducem pocăința lumii. Am citit un verset în Sfânta Scriptură care nu pot să-l înțeleg. Poate un orb să conducă pe altcineva pe drum, dacă și el este orb? Pot eu să aduc pe cineva la pocăință dacă eu nu sunt? Sunt doar întrebări pe care trebuie să ne le punem. Vrem predică, vreau eu predică, dar nu sunt o predică. Predica este ceva care omul de lângă mine să vadă. Zacheu nu s-a schimbat atunci când Mântuitorul a venit în casa lui. Zacheu era schimbat înainte de a urca în pod. Și cine l-a schimbat? L-a schimbat atitudinea Mântuitorului față de toți oamenii. Aceasta trebuie să fie, când atitudinea mea va fi față de oameni, să-i privesc pe toți la fel, spunea fratele, să nu mai existe clase sociale, să nu mai existe politice, să nu mai existe... Atunci lumea va vedea și nu va mai trebui să-l chem eu la evanghelizare, ci îmi va spune el unde te duci că vreau să vin și eu. Amin. Vă mulțumesc. Mai sunt alte păreri? Dacă citim cu atenție textul acesta, nu spune că nu trebuie și predică, ci spune mai puțin timp. În practica de educație, mai ales pe ultimele tendințe, este un raport între ceea ce înveți și aplicația pe care o faci la ceea ce înveți. Și anume, cam o treime din timp s-o aloci teoriei, cum ar veni, adică dacă ar fi să traducem în termenii de aici predicării, și două treimi a pune în practică ceea ce ai învățat. Predica așa are rolul ei, învățăm foarte multe lucruri, avem nevoie să învățăm și să ne întâlnim, dar cred că este foarte important ca ceea ce am învățat să punem în practică, să facă parte din viața noastră de zi cu zi, atunci cred că vom fi într-adevăr o predică vie, așa cum se amintea. Vă mulțumim mult. Mai este cineva care vrea să adaugă și ceva? Sabatul, de obicei, este predica, da? Nu avem predică luni sau marți. Pastorul ne spune nouă ceva, ne transmite nouă un mesaj.
Acum noi, în celelalte 6 zile, ce facem? Suntem egoiști și ținem acest mesaj doar pentru noi? Sau vrem să-l împărțim cu tot restul lumii? Ce facem? Sau ce ar trebui să facem? Depinde ce înțeleg eu din mesaj. Vă mulțumesc mult! Împarteți pâinea și o să vă întreb dacă biserica ajunge în declin spiritual, apatie, indiferență, neînțelegere și așa mai departe, care să fie cauza? De exemplu, biserica noastră. Avem neînțelegeri sau nu prea biserica noastră? Curaj! Știu că e prea mult, dar mai spun acum și nu mai spun. În partea spâine, dacă ar fi să-L caracterizez pe Iisus Hristos într-un singur cuvânt, care ar fi acesta? Eu cred că apropierea de Iisus Hristos, singurul cuvânt care îl caracterizează, este misiunea. Există indiferență, apar neînțelegeri, este apatie atunci când nu există misiune. Și dacă la noi există așa ceva, este pentru că poate cel care e responsabil cu misiunea nu-și face datorie. Și acela sunt eu. Dacă mâine va fi oricare dintre dumneavoastră, să nu faceți ceea ce fac eu. Să ne uităm la Domnul Iisus, să facem ce face Domnul Iisus, și atunci, cu siguranță, nu va mai fi nici neînțelegeri, nici indiferență, nici apatie. Va fi dragoste, va fi iubire, lumea va vedea, va veni și așa cum spune Ellen White, în maxim 2 ani Mântuitorul va fi aici. Amin. Amin. Vă mulțumesc. Și a doua întrebare este, care ar fi principala cauză a înstrăinării oamenilor? De biserică, de Dumnezeu?